În pofida creșterii alarmante a cazurilor de COVID, unii călători refuză să poarte mască de protecție în transportul public. Pentru a informa oamenii despre necesitatea purtării măștii, poliția a intensificat raziile în troleibuze, autobuze, dar și în parcurile auto municipale. Este o problemă noastră a tuturor și de ce trebuie acum să ne mobilizăm și să intervenim pentru ca să scadă un pic din cazurile astea grave. De dimineață, angajații Inspectoratului Național de Securitate Publică au discutat și cu taxatorii și șoferii. Apoi au verificat dacă vehiculele au fost dezinfectate înainte de a ieși pe linie. Dezinfectant este? Este. La ce ora ați făcut dezinfecție? Știu. Acum dimineața ați făcut dezinfecție. Într-o lecuță dezinfecție când faci? Seara, da? Taxatorii spun că duc o adevărată luptă cu unii călători care refuză să respecte regulile anti-COVID. Nu toți ascultă. Nu, le facem observații, de ei tot una. Ești normal că e greu. Sunt oameni diferiți și așa și așa. Oameni, știți cum e de lucrat. Chiar noi dacă le spunem, hai îmbrăcați, vă rog, masca. Și aveți grijă sănătatea mea. Aveți grijă sănătatea dumneavoastră. Polițiștii promit că vor încerca să convingă călătorii despre importanța respectării măsurilor de protecție împotriva coronavirusului. Am constatat că fiecare a doua, a treia persoană care circulă cu transportul public nu respectă regulile de protecție, adică nu poartă masca de protecție în mod intenționat. Dacă până acum carabinierii stăteau doar în stații, de vineri ei vor intra în transportul public și chiar vor distribui măști de protecție călătorilor care nu le au. Vă rugăm foarte mult masca de protecție să o purtați. Masca este obligatoriu pentru toți. Cei care circulă în transportul public fără a purta mască de protecție găsesc de fiecare dată explicații. Uitați dimineața. Ce? Masca, de ce nu o purtați? Dar nu ne trebuie și că facem alergie. Dar și folos dacă punem și vaccină. Noi, și pentru ce suntem cod roșu dacă noi punem vaccină? Sunt însă și călători pentru care solicitările CNSP sunt lege. Mă deranjează, dar dacă nu vor să poarte, ce pot să le faci? Lumea nu suferă să le vorbești, să le faci observații, că ei sunt foarte agresivi. Și nu ați făcut niciodată observații? Am făcut, dar ce folos? Vă zic că porți mască, poartă mai departe, ce vrea. Persoanele care nu respectă regulile epidemiologice riscă amenzi de la 2.000 până la 5.000 de lei.